Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Școala de Astronomie și astăzi vreau să vă îndemn să mergeți să vedeți filmul Oppenheimer, dacă n-ați făcut-o până acum, bineînțeles. A fost pentru prima oară în ultimii ani când am văzut un film la cinema de care chiar am fost cu adevărat mulțumit. Imediat vă zic de ce. Bun, săptămâna trecută am văzut din întâmplare trailerul de la film, pentru că nu urmăresc alte știri și nu merg des la cinema, așa că nu știam de el, habar n-aveam. Dar mi-am zis, pare simpatic. În aceea seară am decis să merg să văd dacă e ceva de capul lui sau nu. Știam subiectul, bineînțeles, pentru că mă pasionează istoria științei și a descoperirilor. Și am văzut că e regizat de Nolan, cel care a regizat Interstellar, Inception și seria Batman. Toate filme foarte bune. Și am văzut și că sunt foarte mulți actori de top în film, așa că erau multe bile albe. Mă așteptam însă și la mizeriile tipic hollywoodiene din ultimii ani, adică la agenda ideologică woke livrată sistematic în orice film ieșit de la american în ultimul deceniu, de care m-am săturat până peste cap. Am fost însă surprins plăcut de lipsa acestora. A fost ca o gură proaspătă de oxigen. Istoria a fost prezentată corect, obiectiv, fără libertăți culturalo-etnice din genul celor din Mica Sirenă sau din viitoarea ecranizare Albă ca Zăpada, de exemplu, și fără propaganda woke nelipsită din producțiile hollywoodiene. Vezi, ultimul film ieșit acum. Și știam că filmul ține 3 ore, deci eram pregătit, mai ales că mie îmi plac filmele lungi. O să încep direct cu concluzia. Filmul este magistral, este o capodoperă cinematografică. Pentru că chiar dacă nu ești pasionat de partea științifică și tehnică sau nu cunoști exact contextul sociopolitic al vremurilor și al personajelor respective, filmul reușește să ți le explice simplu și rapid. Fără a da spoilere, filmul este povestea fizicianului american J. Robert Oppenheimer, directorul laboratorului de la Los Alamos, New Mexico, în cadrul proiectului Manhattan, proiect prin care au fost gândite, dezvoltate, construite și testate primele bombe atomice din lume. În film asistăm la niște momente extrem de importante din istoria umanității, din perspectiva celui creditat drept părintele bombei atomice. Este așadar vorba despre o poveste personală, care vine cu o latură multidimensională, cu bune și cu rele, cu urcușuri și coborâșuri. Așa cum am... Stai că mi-a plesnit ăsta. M-a plesnit mușchii pe mine. Așa cum am spus, filmul poate fi urmărit și înțeles foarte ok, chiar dacă spectatorul asistă fără a avea un background de cunoștințe istorice și științifice. Dar pentru a-l savura cu adevărat, din punctul meu de vedere, cunoașterea elementelor prezentate, atât din punct de vedere științific, cât și istoric, reprezintă experiența pe care Nolan a vrut să o prezinte cu adevărat. Așadar, chiar dacă o documentare prealabilă nu este neapărat necesară, aceasta este puternic recomandată. Pentru a savura toate subtilitățile și a beneficia de experiența completă a acestei capodopere. Tu, cel care urmărești regulat acest canal, sigur ai deja cunoștințe în domeniul științei și vei fi mai apt în a înțelege detaliile vizuale specifice și a recunoaște personalitățile științifice ale epocii. Pentru că în film, pe lângă personajul principal, apar nenumărate somități ale științei și câștigători ai premiului Nobel. Ca să amintim câteva dintre aceste nume: Niels Bohr, Ernest Lawrence, Edward Teller, Hans Bethe, Richard Feynman, Enrico Fermi, Werner Heisenberg și, bineînțeles, tătucul Albert Einstein. Modul în care sunt întrepătrunse elementele vizuale spectaculoase, extrem de sugestive de fizică și de astronomie în film, precum structura atomului, explozii stelare, fuziunea nucleară și altele, reprezintă un adevărat deliciu. Iar explicațiile referitoare la modul de funcționare a bombei atomice, a fisiunii și fuziunii nucleare sau a principiilor mecanicii cuantice sunt suficiente pentru a fi satisfăcătoare, fără însă să obosească publicul necunoscător. Pe lângă firul narrativ științific, este prezentat și firul narrativ pe plan politic, din perspectiva lui Oppenheimer, bineînțeles, dar și a lui Louis Strauss, o figură importantă în dezvoltarea armelor și a politicilor nucleare ale Statelor Unite după cel de-al doilea război mondial. Personaj interpretat magistral de Robert Downey Jr. Dar toți actorii din film sunt excelenți și avem o grămadă de nume sonore, chiar și pentru apariții de câteva minute.
cum ar fi momentul extrem de scurt al președintelui Truman, jucat absolut genial de Gary Oldman, unul dintre actorii mei preferați. Din punct de vedere vizual, nu știu dacă mai este nevoie să menționez asta, dar filmul este senzațional. Aici se adaugă însă și componenta audio, extrem de bine realizată. Filmul acesta o să primească multe Oscaruri, chiar dacă ceremonia aia nu mai înseamnă mare lucru. Și chiar dacă nu o să primească, pe mine m-a impresionat în mod deosebit. Nu-mi pasă de așa zis și critici de film. Pe lângă toate aceste aspecte, filmul vine și cu dimensiunea morală extrem de complexă a personajului, care se consideră responsabil pentru eliberarea în lumea unei arme ce are puterea de a duce la distrugerea umanității. De aici și celebrul său citat, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Am devenit moartea, distrugătorul lumilor. Preluat din vechiul text epic religios Bhagavad Gita, text fundamental pentru religia hindusă, scris în limba sanscrită, pe care Oppenheimer o stăpânea. Iar acesta este aspectul care leagă foarte frumos tot filmul. Regizorul te lasă pe tine să tragi concluziile referitoare la moralitatea acestei invenții. Pentru că chiar dacă Oppenheimer a fost sfâșiat de povara ce i-a apăsat pe umeri, el a fost nevoit să meargă pe drumul respectiv din motive întemeiate, explicate bineînțeles în film. Și chiar dacă puterea atomului este una cu potențial de distrugere uriaș, aceeași putere poate fi folosită și în mod constructiv. Și chiar și ca armă de distrugere în masă, poate fi susținută ideea că această invenție a dus de fapt la o stabilitate globală ulterioară, cauzată de prezența doctrinei de distrugere reciproc asigurată, în care niciuna dintre părți nu vrea să inițieze un atac nuclear de teama de a nu fi distrusă la rândul ei. Una peste alta, filmul prezintă spectatorului intrarea într-o nouă eră, o nouă epocă a umanității, în care o singură invenție are capacitatea de a eradica în totalitate specia umană, capacitate distructivă fără precedent. Este un film la care te vei gândi după ce vei fi părăsit sala de cinema, este un film pe care îți vei mai dori să-l revezi și este genul de film în care vizionările ulterioare îți vor dezvălui noi dimensiuni și noi detalii. Dacă ai văzut filmul, scrie-mi în comentarii care sunt părerile tale. Și dacă nu l-ai văzut încă, du-te repede la un cinema, ia-ți niște popcorn și savurează una dintre cele mai bune producții cinematografice din ultima vreme. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Școala de Astronomie. Până data viitoare, eu vă salut! We knew the world would not be the same.